Doamnelor și domnilor, aventurile Giurgea și Bratu în Austria continuă. De data asta raportez de la două secunde Grossglockner High Alpine Road. Și înainte să încep să vorbesc despre mașina care ne-a adus aici, trebuie să vă spun că am vaga impresie că echipa Top Gear n-a ajuns niciodată aici. Pentru că dacă ar fi ajuns, nu cred că le-ar fi fost atât de ușor să declare Transfăgărășanul the best driving road in the world. Locul ăsta din Austria are serpentine interminabile, are diferențe de nivel amețitoare și un asfalt de o calitate absolut excelentă. În plus, uitați-vă și voi ce peisaj! Acum, revenind la mașina care ne-a adus aici, faceți cunoștință cu noul BMW M3. Înainte să ne suim la volan și să-i rupem cauciucurile pe serpentinele de la Grossglockner High Alpine Road, să vă spun ceva foarte important. Spre deosebire de generația anterioară, noul BMW M3 a pierdut 2 cilindri, dar a câștigat 2 turbine. Asta înseamnă că a revenit la 6 cilindri în linie. Oare asta dă cu plus? Cu riscul de a primi niște priviri fulgerătoare de invidie combinată cu dispreț venite din spatele birourilor corporatiste, trebuie să facem o mărturisire. După 10 ani de presă auto plină de mașini, teste și verdicte, entuziasmul echipei Giurgea și Bratu în fața unui test cu o mașină nouă pe serpentine scade cumva direct proporțional cu numărul orelor de somn bifate cu o noapte înainte. În această ecuație a oboselii, există un singur lucru care poate contrabalansa cumva lipsa de somn. Numărul cailor de sub capotă, pentru că e bine cunoscut că puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Seria 3 s-a dovedit un model extrem de versatil pentru BMW. În afară de seria 3 normală, avem așa, seria 3 Touring, seria 3 GT, seria 4, seria 4 Convertible, seria 4 Grand Coupé. Desigur, nouă ne place cel mai mult varianta M și trebuie să știți că în afară de M3 mai avem și M4. M4 însă are un design un pic mai cu minte, în timp ce M3 a fost lățit în partea din spate, i-au fost evazate un pic aripile, să arate așa mai puternic, mai puternic! Această configurație de 6 în linie are darul de a face sângele să fiarbă în toți împătimiții de BMW. De fapt, singura problemă a acestor oameni vine de la turbine, pentru că li se pare că turbină egal întârziere, în răspunsul accelerației. Ei bine, inginerii BMW susțin nu doar că au eliminat această întârziere, ci și că toți cei 431 de cai sunt prezenți tot timpul atunci când ai nevoie de ei. În principiu, când ai 431 de cai și 550 de Nm cuplu sub talpă, te interesează mai puțin traseul pe care mergi atâta vreme cât e asfaltat cu simț de răspundere. Nu de alta, dar orice fel de traseu ar fi, trece repede. Și totuși, odată ce ajungi cu mașina asta pe acest magnific transfăgărășan al austriecilor, parcă alegerea pare cu atât mai potrivită. Aș vrea să liniștesc pe toți fanii BMW în legătură cu preconcepția lor și îngrijorarea că dacă au pus inginerii ăștia o turbină, două pe motorul de 6 cilindri în linie, gata, Dumnezeule, o să avem o întârziere la accelerație, vai de capul nostru, ce o să ne mai facem, au stricat ăștia mașina. Nu, domnule, n-au stricat nimic. Motorul ăsta săturează până la 7600 de ture și livrează acolo atât de multă putere. Încât încep să zboare lucrurile astea pe mașină. Sunetul nu este atât de înfricoșător afară, pentru că inginerii au găsit o variantă de a-l amplifica înăuntru în boxe, astfel încât tu, în egoismul tău, să fii singurul care se bucură de accelerațiile mașinii și să lași pe toți ceilalți
participanți la trafic să se bucure ei de liniștea lor. Singuri. Cel mai înfricoșător lucru la mașina asta, când mergi cu ea tare pe serpentine sau pe un drum din ăsta virajat, cum este Gloș High Alpine Road ăsta, este că trebuie să știi tot timpul în ce setare ai învățat să mergi cu el. Ia uite. Faimoasele butoane M1 și M2 pe care poți să le configurezi pe aceste mașini au nici mai mult, nici mai puțin decât 5 setări pe care poți să le faci cam în 3 trepte. 1.000.000 de setări pe care poți să le faci și tu trebuie să fii tot timpul atent, să știi cu care dintre ele activezi și să fii foarte atent să nu-ți lași prietena să meargă cu toate decuplate, pentru că atunci s-ar putea să ai o problemă. Pe hârtie, M3 este rapid. Face 4,3 secunde până la prima 100 de km pe oră și doar 3,5 secunde de la 80 la 120 de km pe oră. Dar în viața reală, pe modul Sport Plus, M3 pleacă de pe loc ca un câine turbat. Schimbă treptele cu furie și zgomot metalic ca la curse și se oprește din accelerație la 250 de km pe oră, acolo unde avântul este limitat electronic cu un fel de frână artificială, violentă și enervantă. Aproape că îi simți spumele de nervi când intră în limitare, așa îți transmite prin toți porii că vrea să rupă lanțul. Am mers cu multe mașini rapide în ultimul timp, dar nu m-am mai simțit atât de corupt de multă vreme. Îmi place mașina, că arată ca un huligan dezlănțuit. Îmi place și că în modul confort poate consuma liniștit 90 litri pentru 100 de km parcurși. Îmi place că pe sport merge rapid și curat ca la curse. Îmi place că a păstrat funcționalitatea unei berline cu 4 uși, plus loc suficient de bagaje și, în fine, îmi place că pe Sport Plus și în modul MDM se comportă ca un admăsar neîmblânzit, speriat de fulgere.